Eu îi zic Vanișor, Vanișa, Vanișca, așa îi mai zic, Vanișca. De 50 de ani, soții Crețu își împart viața la doi. Trecerea anilor nu a reușit să șteargă din amintirea primei întâlniri dintre cei doi îndrăgostiți. Era club pe acolo, pe la, așa cum era înainte, vreme de trecut. Așa că ne-am cunoscut și așa că am mers viața înainte. Este vorba, că când te șeri, atunci te căsătorești. Am la nuntă, la mine a plouat. Viața le-a pregătit multe greutăți, dar au trecut peste ele ținându-se de mână, așa cum fac și acum. Au înfruntat durerea pierderii unui fiu, însă s-au ținut împreună și s-au alinat cu celălalt copil, care acum îi bucură cu mulți nepoți. Ne-a stăruit să nu, să nu retrăim de și cauză, că asta e peste tot și nu numai la noi. Și e că cu asta am, unde greu, unde ușor, dar am depășit. După o viață trăită împreună, Maria și Ion Crețu spun că nu ar schimba nimic, nici dacă ar da timpul înapoi. N-aș schimba. Poate să mă încă un pic de răbdare mai multă. Ca astea doar rari care ajung așa viață cu 50 de ani. Ajung, sigur că nu, majoritatea n-ajung. Doamna Maria spune că tot mai multe familii se destramă din cauza că presiunea financiară este tot mai mare în zilele noastre. Se divorțează ce cauză? Că e greu familiar. Fiindcă n-ajunge lefile este și neajunsurile. Iacă în neajunsuri mult se spunește divorțurile este. Vedeți cum e situația de viață. Fiecare vrea să fie mai îmbrăcat decât așa. Răbdare și cedare unul la altul. Iacă asta e tot. Astăzi, soții Crețu au fost invitați de autorități la oficiul stării civile, unde și-au reînnoit jurământele de a fi alături la bine și la greu. Pe lângă ei, alte 34 de perechi și-au retrăit cu emoții ceremonia nunții de aur. Eleganți și dichisiți, aceștia au pășit la braț, iar la finalul evenimentului s-au prins într-un dans ca pe vremuri. Fiecare cuplu a primit și câte 1000 de lei din partea primăriei Chișinău. În ultimii 30 de ani, numărul căsătoriilor a scăzut de 2 ori. Anul trecut s-au înregistrat circa 20.000 de căsătorii, în timp ce alte 9.000 de cupluri au divorțat în 2017. Potrivit datelor oficiale, durata medie a unei căsătorii în Moldova este de 6 ani.